Tax, cum spală corect o mașină? Ca să speli corect o mașină, mașina întâi trebuie să fie murdară corect. Băieții de la om de tailing, eu băga niște ceară, nu știu, băga și nu spăl o săptămână. Tata s-a ținut de cuvânt și nu spălat-o vreo 3 săptămâni. Am uși vedem cum a să iasă. Băgăm așa răb de la băieți 50 lei. Tax, 50 lei pe chept copchelului sunt. Tax, pe iarnă cum spală mașina ca să nu-ți cheltui mulți bani? Prima dată îi dai cu apă sau cu detergent cu presiune. După asta spumă și apă, apă. Și atât, atât. Fire. Și încă o dată vă lămuresc, iarna îi dați cu detergent cu presiune, după asta cu spumă și apă, apă și atât, atât. Nu-i mai dați șar, osmoză, nevoie, că astea nu curăță, sunteți bani de zeapa. Pentru că am uia glod, facă Dumnezeu parte este. Am uși, nu uităm cum rămâne mașina, după astea de la MD Training, care o dat-o cu ceramică, cu drase, am uși, o facem cum trebuie. Și în concluzie, după ce am spălat mașina, strălușește, e cum strălușește, dar dacă e dată cu glot și îndrenscă, nu te-ai zis-o tănică. Dar de strălușește, strălușește ceramica lor, e bună. Dar glotul e mie de perspectivă, așa. Nu ne-o ajuns 50 lei. E tare ca chiar.